Intenția reprezentanților muzeului a fost să scoată la lumină colecțiile adunate de-a lungul timpului de către oamenii obișnuiți, iar pentru ediția a 5-a expoziției Colecții și colecționarii s-au înscris 28 de colecționari cu vârste între 6 și peste 90 de ani. Aceștia au adus obiecte dintre cele mai deosebite, de la colecții de numismatică, medalii, bagnote, cartofilie, acțiuni și obligațiuni, cutii de chibrituri, semne de carte, până la machete de trenuri și vase maritime. Această expoziție a ajuns deja la a 5-a ediție și acest lucru grație celor care an de an au fost dispuși să renunțe pentru o perioadă la o parte din colecțiile lor, să le aducă la muzeu, să le expună și în felul acesta să le facă cunoscute publicului. Ciprian Tironac, deși este elev, a adus la muzeu o impresionantă colecție de semne de carte. Este cel mai valoros al meu pentru că este făcut de o bătrână de aproape 90 de ani, care lucra la un geam de mână cu dantele în Rodos, Grecia. Colecții de monede și bacnote au atras atenția celor prezenți la muzeu. Exponatul se compune din bacnote românești, în ordinea valorică, incluzând domnitori, personalități din cultura românească, scriitori. Bacnotele colecționate din colecția mea, și anume bacnote cu valoare nominală 1. Consider că e o colecție destul de interesantă, deoarece sunt mai speciale aceste bacnote cu valoare nominală 1, pentru că de regulă sunt monede cu valoare nominală 1. În cadrul proiectului Octombrie, luna colecționarului, Muzeul Județean va organiza la mijlocul lunii și un târg al colecționarilor unde cei pasionați se pot întâlni pentru a face schimb de obiecte sau să-și completeze colecțiile.